În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt. Iubiți credincioși, ne aflăm în cea de-a doua zi a marelui praznic al nașterii Domnului. O zi deosebită, o zi cu răspunsuri pentru cei care au întrebări. O zi foarte interesantă pentru că ni se vorbește despre pruncul Iisus, de această dată înconjurând de familie. Și pentru că am fost ispitit cu niște întrebări deosebite de către unii dintre fiii mei duhovnicești vis-a-vis de cum sărbăm Crăciunul. Mai este Crăciunul o sărbătoare a nașterii Domnului sau este numai una comercială? Nu cumva este o aniversare fără de aniversat? Unde este Hristos în toată splendoarea sărbătorii? La aceste întrebări până acum am răspuns într-un fel sau într-altul, dar astăzi la Sfânta Liturghie m-am gândit că, de fapt, a lipsit în toată argumentația mea un lucru foarte interesant care se numește Mama Pruncului. Și mi-a venit acest gând pentru că am citit în calendar, de-al minter cum citesc ani buni, că sărbătoarea de astăzi, a doua zi a Crăciunului, se numește Soborul Maicii Domnului. Și Maica Domnului este cea care dezleagă acest mister, unde este Hristos în sărbătoare. Și dacă suntem atenți, putem să dăm seama că dacă s-a făcut vreo greșeală vis-a-vis de confuzia sărbătorii fără sărbătorit, cu siguranță că s-a făcut din cauza faptului că mulți dintre noi am extras pruncul și l-am așezat cam cum așezăm o steluță în vârful bradului. Dar acea steluță n-a venit așa numai de sus. Mai sunt niște idei acreditate, după părerea mea, puțin greșit sau măcar exagerat, cum că Hristos s-a născut într-o peșteră, într-o iesle sărăcăcioasă. Nu, fraților, nu pot să vă las să plecați astăzi cu acest gând, pentru că Hristos este darul lui Dumnezeu trimis în creație și pentru creație. Întreaga creație este peștera din Betleem. Dar noi suntem obișnuiți să vedem nașterea unui împărat în palat. De aceea încep confuziile cu însăși teologia momentului. Ni se prezintă faptul că a fost atât de sărac încât n-a avut loc într-o casă, cum că îi făceau animalele căldură, că vezi, Doamne, n-avea de unde să aibă altă căldură. Fraților, să ne trezim puțin. Iisus este trimis de Dumnezeu Tatăl în lume tocmai pentru a sfinți creația. Palatul în care s-a născut împăratul veacurilor este întreaga creație. De ce nu vedem noi această întreagă creație? Pentru că așa suntem obișnuiți. Să rupem din context. Să nu vedem sănătatea din om, ci să-l vedem numai pe om care se simte bine. Să nu vedem niciodată jertfa vecinului, ci să vedem numai realizările la care a ajuns și să începem să-l invidiem. Să-i luăm locul, dar nu atunci când în sudoarea frunții lui și-a găsit locul pe care îl merită acum, ci vrem numai să-l dăm la o parte și să fim în locul lui. De aici pornește, fraților, confuzia. Și de aici începem alungarea sărbătoritului din propria sărbătoare. Pentru că noi parcă nu suntem mulțumiți să știm că împăratul veacurilor n-a avut palat. Păi fiecare țară europeană are un palat în care s-a născut un împărat sau rege. Dar noi vedem numai niște ziduri. Nu vedem, de exemplu, frumusețea pe care Dumnezeu a lăsat-o, cel puțin la noi, pe lângă bran,
pe lângă Peleș, noi vedem decât construcția de ziduri. Nu acela este palatul. Palatul este pădurea aceea minunată, brazii aceia care rămân permanent verzi ca să dea mărturie despre perenitatea regalității. Acesta este palatul adevărat. Peștera aceea, dacă ne uităm numai la ea și o scoatem din context, greșim. Peștera aceea este Maica Domnului, din care s-a născut pruncul Iisus. Nu putem să înțelegem pe Maica Domnului până când nu înțelegem propria mamă, până când nu înțelegem femeia care naște sau urmează să nască, pentru că de multe ori nu suntem atenți pe tot timpul sarcinii unei femei. Și anume, cine la primirea unei vești că va fi mamă poate să spună că nu i-a tremurat sufletul? Sunt două variante de tremurat ale sufletului. Ori că nu s-a așteptat și nu e pregătită și aproape că niciodată nu e pregătită, ori că nu are aliați în această situație, ori că știe sigură, este sigură că va rămâne singură dacă merge până la capăt, ori în partea cealaltă, așteptând mult o sarcină, să înceapă să se îndoiască de frică nu cumva să nu fie aptă să ducă sarcina până la capăt. Deci, oricum ai da-o, taina aceasta a aflării veștii este deosebită. De ce nu ne aducem aminte de femeile de lângă noi? Cum pregătesc ele? Și intrați puțin așa, cu discreție, nu cu bocancii, în sufletul unei femei care așteaptă să nască. Încep tot felul de griji. Ba un medic îi spune că a apărut nu știu ce, ba la întrebarea dacă a luat un medicament în ultimele două luni, nu este sigură că răspunsul este da sau ba, ba unul îi spune că dacă a luat un antibiotic a încurcat-o, ba altul trebuie să-i facă o analiză, nu știu de care, să o trimită pe New York, am înțeles acum ultima dată, că e o mare năzdrăvănie. A venit la mine cineva foarte, foarte înspăimântat numai de gândul că s-ar putea ca acea analiză să nu iasă bine și să-i dea vreo veste proastă. Și n-am avut ce răspuns să-i dau. Decât atât am zis. În afară de faptul că ai greșit, că te-ai dat pe mâna cui nu trebuie și nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să meargă până la capăt, nu spun decât de acum înainte care e situația. Mi s-au născut cele două fete și prima vizită la ginecologie a soției mele a fost ca să nască. Nu știam nici ce o să fie, știam că o să fie copiii noștri. Atât. Credeți că e nevoie de mai mult? Am curaj să lansez în eter invitația către orice ginecolog și obstetrician să stăm de vorbă puțin și să vedem în momentul în care află că, vezi, Doamne, fătul are ceva, cine răspunde pentru viitorul acelui suflet chinuit? Că dacă se află din luna a treia, vă imaginați că mai sunt 6 luni, jumătate de an, în care viața femeii se gândește dacă a făcut bine sau nu să meargă mai departe cu sarcina și dacă, Doamne ferește, diavolul dându-i ocol, poate să o facă să întrerupă. Cine răspunde pentru asta? Răspunsul este același. Răspunde sistemul în care noi am scos sărbătoritul din sărbătoare. Adică nu mai punem accentul pe cauză, care este mama, ci numai pe efect. Dacă ne dăm seama că pântecele mamelor noastre, soțiilor noastre, cunoștinților noastre, devin peștera din Betleem și avem această conștiință că acolo este palatul în care se va naște cel care ne va duce mai departe numele și preocupările, atunci nu ne vom mai gândi, da, o să fie loc, da, o să fie căldură, da, o să fie cine să-l primească și așa mai departe.
Acestea sunt niște griji gratuite. Și am deschis această discuție în această zi pentru că despre feminitate foarte greu se poate ca cineva să aibă îndrăzneala de a spune câte ceva. Eu am îndrăzneala aceasta de la Părintele Arsenie, care întotdeauna când vorbea despre Maica Domnului ne spunea că e dor de mama lui, pe care nu a putut să o vadă în ultimele clipe pentru că era în detenție. Și vorbea atât de frumos despre Maica Domnului, încât vedea în toate femeile pe Maica Domnului. Numai așa cred că se poate respecta feminitatea, dacă știm să avem în minte pe Maica Domnului în fiecare dintre fetele și femeile pe care le avem în viață sau le vedem în viață. Astăzi este o sărbătoare care, așa cum am spus, se numește Soborul Maicii Domnului. Nu să vorbesc prea mult despre nașteri, dar aș vrea să merg puțin mai departe cu un lucru. Eram diacon la catedrală și acum 23 de ani, când ieșeau la cuvântări frații preoți, eu stăteam în altar și mă uitam de fiecare dată pe un petec de pictură. Să știți că în fiecare duminică acel scaun pe care stăteam era exact în fața aceluiași petec. 2 ani și jumătate. Dacă aș mai fi stat încă 25 de ani, cred că tot acolo mă uitam. Era o imagine fantastică. Și imaginea nu era totul. Ce scria acolo ca tâlcuire era atât de tulburător. Vifor de gânduri se numea. Și era Iosif ascultând ce îi spune îngerul: nu te teme, a luat de soție pe Maria. Ceea ce s-a zămislit de la Domnul este. Vifor de gânduri este toată sarcina pe care femeia o duce până la capăt. Vifor de gânduri înseamnă toată zbaterea. O fi bine, nu o fi bine. Pot să merg până la capăt, nu pot să merg până la capăt. Cu această întrebare putem să mergem până la capăt și dacă vom avea credință că numai Dumnezeu poate să ducă până la capăt această situație, cu siguranță că va fi bine. Mi-aduc aminte că acum vreo 20 de ani un episcop grec a fost chemat la o conferință pe tema chiar a întreruperilor de sarcină și spunea: dintr-un început vreau să vă spun ceva. Era o femeie care a rămas însărcinată și la primul trimestru de sarcină a primit o veste tulburătoare de la medici, cum că nu numai că pruncul ei va muri dacă va merge până la capăt cu sarcina, dar și viața ei cu siguranță că se va încheia. Acel vifor de gânduri de care v-am spus a început să o înconjoare, dar a mers până la capăt. La sfârșitul acestei istorisiri, episcopul respectiv a zis: aceea este mama mea, iar eu sunt copilul care s-a născut. Minunea nașterii ține de Dumnezeu și de femeie. Minunea nașterii nu este extrasă din context, pentru că rămânem fără sărbătorit. Minunea nașterii înseamnă tot ceea ce ne înconjoară pe noi. Noi, în calitate de vecini, de soți sau de fii, facem parte din ieslea Betleemului. Și dacă vom avea îndrăzneala de a merge până la capăt, cu siguranță că Dumnezeu va lăsa în urmă explicații despre un fel sau altul vis-a-vis de evoluția unei sarcini. Toată viața noastră este o sărbătoare în măsura în care știm că noi nu trebuie să fim luați din context. Noi trebuie să fim în sărbătoare, nu să ne dăm mai deoparte și să admirăm altceva, nu. Noi suntem sărbătoarea. Astăzi, Soborul Maicii Domnului este sărbătoarea feminității și mai ales a nașterii. Dar v-am promis că mergem puțin mai departe.
Se apropie momentul nașterii, chiar sunt niște statistici vis-a-vis de posibilitatea de a îndura niște dureri și s-a stabilit clar că dacă ar fi să nască bărbați, s-ar încheia neamul omenesc foarte repede. Greu poate un bărbat să accepte o durere de felul acesta. Dar Mântuitorul ne spune, gândiți-vă la femeie când se apropie timpul să nască, se întristează. Dar după ce a născut, de bucurie că s-a născut un prunc, a uitat și de durerile pe care le-a avut. Orice lucru grozav din viața noastră se petrece lângă o jertfă. Trebuie să fim pregătiți să ducem acea jertfă până la capăt. Dar să ne gândim și în partea cealaltă. La femeile care lună de lună așteaptă minunea. Și atunci, ce trebuie să învățăm din asta? Sunt cazuri în care Dumnezeu mai amână câte puțin, tocmai pentru a prezenta acelui cuplu valoarea pe care o are o naștere. Pentru că, din păcate, sunt și situații în care lucrurile merg firesc și omul nici măcar nu știe că trebuie să mulțumească. Un om, de exemplu, care este sănătos, așa ca un munte, bineînțeles că nu va băga în seamă că e sănătos. O să creadă că așa e normal. Așa se întâmplă și cu nașterea. Acea așteptare lunară să vadă dacă într-adevăr a pornit pe un drum este devastatoare. Când afli aceeași veste în fiecare lună că încă nu s-a pornit nimic, gândiți-vă că sunt lucruri pe care Dumnezeu le rânduiește și toate sunt rânduite. În măsura în care acceptăm rânduiala lui Dumnezeu, am acceptat sărbătoarea vieții. Astăzi acceptăm că Dumnezeu își trimite pe Fiul Său în palatul în care s-a născut. În măsura în care acceptăm că Hristos s-a născut într-un palat, atunci vom vedea și palatul. Dar dacă noi ne tulburăm la gândul că era numai o iesle sărăcăcioasă, nu vedem. Suntem ca un jurnalist care nu vede decât necazul. Mi-aduc aminte acum de Crăciun, de înălțitul Mitropolit Anania, Dumnezeu să-l odihnească, spunea cu o vădită tulburare că ani de zile organiza la Cluj un concert de colinde, în care, chiar era ceva interesant, veneau și celelalte confesiuni și se colindau reciproc. Și la un moment dat, un consilier său a spus, înapreția voastră, acum hai să dăm pe aia dreaptă. Nu ne-a făcut niciodată nimeni public acest eveniment, că să știe în Cluj și în câteva localități nu ne mai este suficient. Haideți să afle și țara asta, că se mai întâmplă și lucruri frumoase. Deci, da, și? Păi știm că aveți pe la București colegi, pe la în presă, v-ați ocupat de editură, vedeți cum faceți, poate. Deci, și atunci am pus mâna pe telefon și am sunat direct la Radio Național. Și am dat de niște oameni care mă cunoșteau și le-am spus, au fost entuziasmați și mai spre sfârșit zice, nu mai auzeam nimic în telefon. Nu știau cum să-mi spună și până la urmă i-am provocat și mi-au spus. Ce, nu vă supărați, dar astea nu sunt știri. Că faceți acolo un lucru ca ăsta, nu e mare scofală. Și zice, atunci, eu mâhnit, am spus mai departe, într-o ședință de-a noastră, și unul dintre ei zice, îmi dați voie să vă dau nu un sfat, Doamne ferește, dar e o strategie. Sunați-i încă o dată azi. Ce să-mi sumă, că am înțeles. Ce nu, sunați-i că aveți informații că va ieși o încăierare cu sânge. Asta a făcut și, într-adevăr, a fost primul an în care acel concert a fost și filmat, și înregistrat radio, numai că ziariștii au fost foarte, foarte tulburați. Norocul lor a fost că era norocul bisericii, că a fost dat în direct și nu au putut să oprească, pentru că la sfârșit te întrebau și când începe bătaia. O bătaie care n-a mai fost. Iubiți credincioși, cam așa stau lucrurile cu evenimentele și cu focusările
pe anumite lucruri pe care le urmărește cineva ca să dea bine. Acum nu știu cât de bine dă o crimă, dar văd că la ora 5 numai despre asta se vorbește. S-au făcut tot felul de studii și au zis că dacă, și eu am avut problema asta cu niște jurnaliști, și au zis că dacă e un subiect prea plăcut, este anost, nu e citit de nimeni și nu se mai fac vizualizări, nu putem să mai ducem ziarul și așa am trecut în eter și suntem numai online. Și m-am lăsat pe băbaș. Dar, zice, dacă ați avea un scandal, dacă ați avea ceva adevărat, vedeți? În praznicul de astăzi, scandalul care este? Că Iesle era săracă. Păi dacă tu te uiți numai pe Iesle asta și nu vezi creația, e ca și când te-ai duce să vezi fix Peleșul sau fix Brană. N-ai vedea contextul în care a fost lăsat de Dumnezeu să se ridice? Atunci cu siguranță că suntem săraci dacă vedem sărăcia. Dar noi vrem să fim bogați, măcar astăzi, și să vedem creația lui Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Adică să vedem pe Maica Domnului, în primul rând. Copilul ăla n-a venit așa numai din cer, a venit și după pământ. Maica Domnului este bogăția și palatul în care Dumnezeu a rânduit să se nască Fiul Său. Iubiți credincioși, mulțumim Maicii Domnului că este cea care ne luminează să înțelegem adevăratul context și adevărata sărbătoare de astăzi, care este și dincolo de prunc. Este o invitație la a vedea în noi dacă suntem sau nu săraci. Și dacă știm să ne uităm acum cu alți ochi, cu ce m-am străduit eu în puține cuvinte și sărmane să vă spun cam cum trebuie să ne uităm la creația lui Dumnezeu, cu siguranță că vom vedea și noi bogăția creației lui Dumnezeu. V-am mai sugerat și altă dată să vă gândiți numai grozăvia unei întregi încăperi de palat care ar putea să facă numai un singur lucru, să-l ajute pe un om, să-l ajute pe un om să respire. V-ați gândit vreodată ce faceți 4 ore sau 6 ore într-o zi de 3 ori pe săptămână? N-ați avut niciodată nevoie ca organismul dumneavoastră să fie în fața unei dialize. Și atunci, de ce să nu vedem frumusețea cu care Dumnezeu ne-a lăsat să fim liberi? Prin spitale veți vedea oameni de care atârnă ca de pomul de Crăciun tot felul de instalații ca să poată trăi. V-ați gândit vreodată că am putea să fim toți așa? Nu, Dumnezeu lasă pe câte unul de exemplu. Dar noi acel exemplu nu luăm în seamă. Așa cum nu luăm în seamă nici nașterea Domnului, așa cum este pentru noi. De aceea aș vrea ca măcar astăzi, în drum spre casă, să ne uităm în oglindă și să vedem bogăția creației lui Dumnezeu pe care acesta a lăsat-o să se desfășoare în fața ochilor noștri, propria noastră persoană. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.